fac ce vreau eu, sunt un om bogat. Dacă, 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 definiția noastră este corectă și timpul este într-adevăr cantitatea de, de, bogăția este Bo într-adevăr cantitatea de timp în care pot să fac ceea ce vreau eu, este corect să extrapolez pe baza acestei definiții și să spun că pusnicii sau călugării de la mănăstiri sunt mult mai bogați decât Bill Gates? Da. Uh, nu știu dacă mai bogați, ar putea fi chiar și la fel de bogați. Dacă ei, nu sunt, sunt dacă sunt prin vocație, puznici. Adică, ei fac asta că doresc, le face plăcere, da? Ei își folosesc timpul așa cum doresc ei. Și Bill Gates își folosește timpul tot așa cum dorește el, probabil că sunt la fel de bogați. Pentru că aici, aici trebuie să avem în vedere puțin, pentru foarte mulți oameni, bogăția se rezumă la aur, bani și ce pot cumpăra cu ei, care, mă rog, bani sunt pseudomonezi. Nu poate fi de... aia, e o bogăție. Nu, nu poate fi aia bogăția. Sau poate fi, dar e o bogăție monetară, dacă vrei. Uh, sigur că uh, ca să îți petreci timp așa cum vrei tu, tu trebuie să-l cumperi acel timp. Adică uh, să folosești niște resurse, că sunt oameni și natură, de la ale altora, nu? Deci le cumperi. Că tu folosești resurse ale altora. Păi, ca Care să căs? le uh, cumperi, teoretic, trebuie să ai bani. Dar câte resurse îmi trebuie? Că asta e o întrebare. Dacă mie îmi trebuie puține resurse ale altora, că eu sunt fericit cu puține resurse ale altora, nu? Da? Sunt bogat? Teoretic, dacă da, mie da. îmi trebuie foarte multe resurse ale altora, s-ar putea să nu fiu bogat nici cu mulți bani. Știi? Iar treaba asta cu bogăția financiară e o, e o temă care. Deci, dacă vrei să facem o clasificare a, a importanței lucrurilor pe lumea asta, banul să știi că vine după locul 5. Oricum, o dai. Spre exemplu, pe primul loc e timpul. Care e pe primul loc în opinia dumneavoastră? Eu zic că e timpul. De ce? Unii zic sănătatea, da? ca să simplific discuția asta. E sănătate. Și când ești bolnav, nu vrei să mori. Vrei să mai ai timp pe pământ. De acord? Da. Deci, dacă și când ești bolnav nu vrei să mori, înseamnă că timpul e mai important decât sănătate. După aceea mai e liniștea sufletească. Deci ai timpul pe primul loc, ai sănătatea fizică pe locul 2, ai liniștea sufletească pe locul 3. Ce nu mai poți cumpăra cu bani? Prieteni poți cumpăra cu bani? Ai nevoie de prietenie? Nu poți cumpăra cu bani, da? 4. Dragoste, iubire, să iubești, să fii iubit. Corect. 5. Cel puțin și îți mai găsesc încă unul, două, dacă vrei. Tot ce nu poți cumpăra cu bani e mai valoros decât banul. Dar corect? sunt, aspecte, Corect, dar astea sunt aspecte chiar spirituale, aș putea spune. Într-o lume în care, să zicem, ai trăi conform cerințelor lui Dumnezeu, ai respecta cerințele lui Dumnezeu și pe al lui Hristos, care vine și completează, să zicem, legea lui Moise, nu schimbă, dar o înnoiește, dacă pot să spun așa, practic noi nici nu ar trebui să mai avem atunci discuții de natură economică. Pentru că aceste lucruri abundente, pe care Dumnezeu l-a lăsat pe pământ ne-ar fi de ajuns. Problema mea este însă că, și aici mă uit foarte mult la spațiu american, unde discuțiile între capitalism și socialism sunt mult mai uh, dinamice decât la noi, mă uit la cineva precum, nu știu, Ben Shapiro, să zic, și Ben Shapiro spune, nu poți să pui un uh, stop pe dorința oamenilor de a-și mări businessul, pe dorința oamenilor de a. pentru că asta a stat la baza uh, clădirii Occidentului. Ei în, în vest, așa spun, Occidentul este cea mai mărează civilizație pentru că s-a îmbunătățit, a făcut mereu lucruri care au dus la o expansiune a sa Inclusiv din punct de vedere economic deci aici, am apare și... da. ideea. aici apare oarecum probabil și factorul de lăcomie Nu știu, sunt chestiuni poate prea dificile pentru mine să le pot uh, analiza acum Dar atunci dacă dumneavoastră spuneți Bun, am timpul respectiv Eu cu atâta timp sunt mulțumit Ideea este că alții nu vor fi mulțumiți Alții vor vrea, așa cum ați spus și dumneavoastră, mai mult și ce creează asta? Ce... Ne duce la un dezechilibru, probabil, nu? Păi da, cum asigură acel echilibru? În primul rând, trebuie văzut cum s-a dezvoltat așa zis, a civilizație occidentală. S-a dezvoltat tot printr-un consum de resurse, mai multe decât consumau, printr-o economie, de fapt, de resurse, printr-un capital, pentru că mai mult decât consumau oamenii, a luau de prin alte părți. Colonii și așa mai departe. Deci, există niște cauze pentru care s-a acumulat bogăție în anumite civilizații, printre care e și asta, folosirea resurselor altora și libertatea. Libertatea și America s-a dezvoltat pe un spirit de libertate, adică mai mare libertate decât în a doua parte a secolului XIX în America. Acolo s-a, da, pentru că era totul virgin, fără prea multe fără. reguli, fără aia, fără aia și s-a permis, practic, omul s-a dezvoltat liber, așa nu l-a constrâns nimeni. Iar alții au avut colonii și s-au dus și au folosit și resurse ale altora, mai mult decât consuma populația. Deci, cam așa au, printr-o expansiune de genul ăsta. Limita care trebuie să fie, se leagă, într-adevăr, trebuie să fie limite. Și limita, de fapt, ea există natural. Există limite de timp și există limite de natură. Atâta timp cât eu am Pământul limitat resurse limitate. Am oameni. Viața este limitată. Viața individului, atenție, nu viața oamenilor, da? Dar tot resursă limitată pentru individ și chiar viața oamenilor care trăiesc la un anumit moment pe pământ. Stocul mondial de timp, dacă vrei. Eu sunt stoc mondial de timp. Numărul populației înmulțit cu speranța de viață împărțit la doi. Speranța de viață e 72 de ani împărțit la 2. De ce împărțit la 2? Că unii au 70 de ani, alții au 2 ani. Și media lor de timp disponibil, da? da. Deci există un stoc mondial de timp limitat și un stoc mondial de natură de la un anumit moment limitat, da? Dacă tu armonizezi asta două, eu asta am încercat să spun și în carte, și prin prisma asta trebuie citită. Armonizarea stocului de uh, timp cu stocul de natură și uh, recunoașterea faptului că, virgulă, capitalul nu e altceva decât muncă